La 28 de ani, Ștefan Manolache a bifat deja mai multe cuceriri notabile în showbizul autohton. A cerut o căsătorie pe Ioana Grama, dar ar fi călcat strâmb, pentru ca mai apoi să intre într-o relație cu Andreea Antonescu. Dragostea lor cu năbădăi nu a durat prea mult și, între timp, prințișorul taxiurilor a devenit tătic. S-a despărțit însă de mama copilului și s-a afișat alături de Eva, fiica Andreei Bereclanu, dar nici idila lor nu a fost de lungă durată. Acum Ștefan Manolache ar fi fost vrăjit de Andreea, o fostă concurentă de la Puterea Dragostei în vârstă de doar 22 de ani. Bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. Ștefan Manolache și Andreea par să aibă o relație destul de serioasă. După ce au apărut împreună la un eveniment monden din capitală, iar prințișorul a descris-o pe noua lui cucerire ca fiind o super fată, foarte cu minte, cei doi au pornit într-o excursie către Iași. Să fie o simplă coincidență? Având în vedere că acolo locuiesc părinții lui Ștefan, rămâne de văzut. Deocamdată atât Andreea cât și prințișorul taxiurilor au preferat să păstreze discreția și au evitat să comenteze despre relația lor. Would you let me less if you know the places that I've been?